Asta de a gândi e dificilă, nu? Nimeni nu poate gândi prea bine. Ei bine, vă înșelați. Arta de a gândi ține de niște algoritmi simpli. Foarte simpli. Haideți să ne uităm un pic. Sper că devine de-a dreptul interesant. Gândim nu în logică binară, măsurând și cântărind, ci în logică trivalentă. Mergem pe sursă, senzor, decident. Iau obiectul de studiu. Sursa este plânsul. Ce simte pe senzor? Indiferența celorlalți. Ce dorește decidentul? Să atragă atenția. Da, asta e simplu. Dar dacă noi judecăm un pic mai mult, vom vedea că indiferența celorlalți și dorința de a atrage atenția îl face pe copil să plângă. E un lucru remarcabil de simplu. Corelarea informațiilor. Corelarea informațiilor pe care oamenii nu o fac. Niciodată nu o fac. Nici măcar oamenii cu funcții importante în lumea asta nu o fac. Din cauza asta dau rateuri. Eu visez la momentul în care toate cadrele didactice o vor face. Și brusc, din niște cadre obișnuite, vor ajunge niște cadre excepționale. Pentru că veți practica. Mai luăm încă un exemplu. Bun. Sursa, adunarea experienței. Senzorul, înmulțirea cunoștințelor. Senzorul totdeauna e măsurabil. Iar decidentul totdeauna are mai multe decizii. Are un portofoliu. Când ai mai multe caracteristici pe care le poți măsura, găsești mai mulți senzori. Dar dacă ne uităm un pic, adunarea experienței și înmulțirea cunoștințelor generează ridicarea la puterea gândirii. Bun. Dar când nu aduni experiență? Când nu înmulțești cunoștințele și nu pui gândirea la putere. Cu alte cuvinte, nu ajunge să tocești. Dacă n-ai pus gândire la putere, pe cunoștințe, experiența devine zero. Se uită. Rata de uitare în momentul ăsta în învățământ e de 94%. Pentru că școala nu întreabă copilul, tu cum ai gândit? Ia zi, tu cum ai gândit? Întreabă numai cât ai tocit. Nu, tu cum ai gândit? Abilitățile mentale, creativitate, finalizarea acțiunilor, triunghiul Renzulli. Dragul Renzulli, care mi-e foarte bun și drag prieten și care mi-a trimis Joseph Renzulli, cel mai mare pedagog din lume, din secolul 20 și sau acum îmbătrânit, are 84 de ani. Dar asta e triunghiul Renzulli. Când apar abilitățile mentale,
Când se dezvoltă abilitățile mentale, când încurajezi creativitatea și finalizarea acțiunilor. Deci mergeți la clasă, în fața copiilor. Dar dacă nu le încurajați în permanență creativitatea și finalizarea acțiunilor, ei nu-și dezvoltă mintea. Cum e artă de a gândi? E greu să gândești? Este extraordinar de simplu. Ce s-ar întâmpla dacă? Dacă. Interesant acest dacă. Ce s-ar întâmpla dacă, de pildă, oamenii ar gândi? Acum, ca o simplă remarcă, simplă, foarte simplă. Cât timp v-ar lua să învățați să gândiți în felul ăsta? Cinci minute, un sfert de oră, o oră. Nu. Eu am încercat astăzi cu educatoare la grădiniță. După un sfert de oră se lumina seara. Și au știut ce să facă. În cât timp credeți că s-ar juca copiii cu astfel de lucruri și ce s-ar întâmpla cu mintea copiilor? Ar înflori mintea. În cât timp ar fi interesați de cunoaștere? Instantaneu. Cât timp ne-ar lua să redresăm învățământul în România? 2 ani. O zi. Dacă pătrunde peste tot informația asta în toate școlile și o practică toți profesorii și apoi toți copiii, într-o zi se schimbă tot, inclusiv atitudinea. Nu mă duc mai departe, pentru că mai departe puteți să presupuneți foarte multe lucruri și aveți dreptate. Inclusiv la nivelul deciziilor importante în lumea asta. Ăsta e secretul. Ce trebuie să mai ținem noi seama? Mai trebuie să ținem seama de câteva lucruri importante. Da. Putem scăpa de răutate? De răutate. Da. Uite ce zice. Sursa e răutatea, senzorul durerea, decidentul e violența. Răutatea și durerea generează violența, durerea și violența generează răutatea, violența și răutatea generează durerea. Cu alte cuvinte, oamenii răi au fost expuși anterior la durere și violență. Și aici e un principiu taoist extraordinar, care spune că boala intră până în încheieturi și iese până în încheieturi. Care sunt încheieturile? Amintirile lor despre durere și violență. Dacă te duci la amintirile lor despre durere și violență, își pierd răutatea. Cum? Teta healing, da, dar nu conștient. Nu conștient. Un alt exemplu. Sursa este apa. Senzorul, informația transportată de apă. Apa este și în pietre. Așa. Decidentul este ecosistemul sustenabil. La analiză descoperim că apa și informația generează ecosistemul.
credeți? Da. Păi prin ce? Care informații? Prin ce se generează ecosistemul? Prin spori, prin spermatozoizi. Așa sunt informație care când ajunge unde trebuie, e transportată de apă în organism. Informația transportată și ecosistemul sustenabil generează apă. Păi cum adică? Pădurea este cea care transpiră, care formează centre de nucleație pentru nori. Și unde n-ai pădure, n-ai ploaie. Ecosistemul sustenabil și apa generează informația transportată de apă. Corect? Cum adică? Păi, de exemplu, ecosistemul sustenabil suferă o mutație, să spunem. Bun? O adaptare. Apa ia informația respectivă. Bine? Și generează mecanismul de transport. Adică, apa e transportatoare de informație și o duce peste tot. Dacă vrei să scoți apa din nori pentru a aduce ploaia, sunt inutile eforturile atâta vreme cât nu refaci ecosistemul sustenabil. Nu să mă întrebați cât de departe merge chestia asta. Până în cea mai fină știință. Doar că noi avem de făcut un lucru foarte important. De analizat și de pus cunoaștere. Că omul care nu știe că apa transportă informație, n-a auzit de Luc Montagnier, n-a auzit de nimic, trebuie să afle. Nu? Dacă n-a auzit, nu e în regulă. Trebuie să audă. Al doilea, trebuie să fim atenți la vârsta mentală a elevilor și la stilul lor de învățare. Și până la 4 ani învață prin joc. Între 5 și 8 ani învață prin observarea detaliilor semnificative. Care sunt detaliile semnificative? Care-i senzorul? Care-i decidentul? Sigur. Mintea se duce de la 4 ani încolo. Copilul poate deveni genial. Dacă el e deștept, îl poți face genial de la 2 ani. Dacă îl înveți de la bun început, când el începe să vorbească, e de vreme. Dar când începe să gândească un pic, să observe un pic, e destul să duce observația către aceste direcții. Dar atunci el se joacă. Stilul și CIDA folosește și această etapă de vârstă. Da? Dar lucrează pe viteza de gândire a copiilor. Da. Care e foarte mare. Și adulții sunt foarte lenți. Și pe ăștia apucă plictiseala. Dar dacă l-ai învățat, sursă senzor decident la 2 ani, la 3 ani, și el începe să gândească, să coreleze informațiile, la 4 ani sunt geniali. Bun. Între 5 și 8 ani se face învățarea prin observarea detaliilor semnificative. Descoperirea scenariului din spate. Unde apare scenariul? La decident. Când corelezi senzorul cu decidentul. Ca să-ți dai seama de sursă. Și feedback prin dezbateri. Dezbateri. Unde apar dezbaterile? La senzor. Vezi nivelul de implicare.
E un alt ciclu. La fiecare etapă de vârstă se antrenează un nod. Între 7 și 10 ani, prin înțelegerea emoțiilor celorlalte, s-a închis deja o buclă de gândire și copiii la 7 ani sunt atât de inteligenți încât sunt atenți la ce simt ceilalți, ca să-și închidă ciclul. Iar de 10 și 14 ani e înțelegerea logicii din spate. Pe de la 10 ani, dacă ei învață să practice surză senzor decident, îi scoți într-un an de zile olimpici internaționali. Nu exagerez. Și pasionați de ceea ce fac. N-am înțeles? E foarte greu? E greu sau nu e greu? Cât timp vă ia? Eu am deseori discuții cu tot soiul de sceptici care zic: domnule, o să iau o viață ca profesorii noștri să ajungă niște profesori foarte buni. Aiurea. Nici vorbă. Le trebuie o zi în care cu seriozitate să-și pună problema și să încerce de 10 ori, de 20 de ori, de 50 de ori. Ne iau o viață ca să ridicăm economia deasupra. Nu e adevărat. Folosești logica ternară, nu binară. Important că nu trebuie să urce deasupra, să stea acolo. Și își face treaba. Bun. Bun. Frumos, nu? Este ăsta un secret ca lumea să gândească? Astea sunt proiectele noastre. Sunt proiectele noastre, dar astea le vom dărui. Pentru că o lume care gândește este o lume a păcii, a prosperității, a colaborării. Dă-le logică binară, mai mare, mai tare, mai grozav, mai nu știu cum, mai bogat, mai puternic, și ei vor deveni concurențiali și își vor tăia gâtul. Dă-le logică pe trei valențe și oamenii vor deveni prietenoși, vor începe să înțeleagă natura lucrurilor. Ok. Ne uităm la programul educațional. Foarte drăguț. Dar dacă nu desenați, nu folosiți schema, văd SD cu tare, cu tare, cu tare, dar nu văd cine-i sursa, cine-i senzorul, cine-i decident. E bine că văd totuși începutul. E bine că văd începutul, dar când mă uit aici, eu trebuie să văd că asta e sursa, ăsta e senzorul, ăsta e decidentul. Și că aici, de asemenea, unui sursă, senzor, decident, dar atenție, aici am elemente generate. Elementele generate, e adevărat că o sursă și un decident îmi dau aici un senzor. Sursa și decidentul îmi generează un senzor. Sursa și senzorul îmi generează un decident. Dar de aici începe foarte multă atenție, pentru că selectarea conținuturilor trebuie să fie fină. Adică nu le arunci din sac, le așezi pe tavă și cu grijă. Cu multă atenție.
Știi? Chiar nu e greu. Dacă nu știi, dar ai învățat să gândești, știi ce cauți. Dacă știi ce cauți, reușești să găsești. De controlat că e bine, că nu e bine, se poate face. V-am arătat data trecută, dar înțeleg că vă merge greu aparatul și XML-urile iar sunt complicate, dar nu-i nevoie. Deocamdată puteți practica în mic, aici, pe o schemă de genul ăsta. Dar scrieți și nu într-o propoziție lungă. Într-un cuvânt. Nu reducerea prevalenței obezității în grupa de vârstă preșcolară, îmbunătățire standardul de nutriție. Nu încape. Și pe de altă parte este vorba de un snop de surse. Un snop de surse, senzor decidenți, e un snop. Deci aici trebuie un termen. Un singur termen. Cum stăm? Complicat? Înainte de a trece mai departe, cât trece mai departe, să vedem. Întâi să vă spun un lucru. Ăsta este momentul de start pentru cei care vor dori să lucreze în Arca. Până data viitoare, dorim să avem toți oamenii care doresc să lucreze în Arca pentru a avea un antrenament suplimentar în plus. Deocamdată, lecția aceasta s-ar putea să fie ultima pe care o fac cu dumneavoastră, urmând ca în continuare să lucrați programe numai cu cei care merg către Arca. Dar am vrut să vă ofer această farfurioară pe tavă ca să puteți lucra în continuare în sistem. Cei care vor să aibă mai multă cunoaștere și înțelegere să ia legătura cu organizația Învață să zbori. Unde vor găsi sprijinul necesar. Da, ei lucrează contra cost, un cost probabil modic, nu foarte mare. Acest curs, după cum știți, a fost gratuit. Deși trebuie să înțelegeți încă o dată, dacă vă duc aici, pe site-ul meu, unde ați văzut care este rankingul 13.200.000, da? Eu pot să fac cursuri în toată lumea fiind plătit cu mii de euro per curs. Dar am vrut să o fac pentru România, pentru că e țara mea pe care o iubesc. Sper să prețuiți acest lucru și să dați mai departe. Ok. Și acum, dacă mai bine. De acum devine foarte interesant totul. Pentru că începem să facem interpretări ca să ne facem mâna. Să ne facem mâna în înțelegere.
ceea ce era greu și complicat devine simplu. Chiar foarte simplu. Și să luăm tot cu niște cuvinte cheie. Deci nu lucruri foarte grele. Să iau un triunghi la întâmplare. Am văzut că putem lua relația dintre oricare două. Iluminare, intuiție și autocunoaștere. Poți avea iluminare dacă nu intuiești și nu te cunoști? Nu. Deci cineva care nu are iluminare nu intuiește și atunci și nu se cunoaște. Cât e de important ca lucrând cu copiii să-i înveți să se autocunoască, să-și cunoască caracteristicile și te bazezi pe intuițiile lor în clasă. I-am întrebat vreodată ce crezi tu despre? Dar ce se întâmplă dacă îi întrebăm ce crezi tu despre? Bun? Și dacă îi învățăm să se cunoască pe sine, voi treceți prin etapa de vârstă cu tare. Ce se întâmplă cu copiii? Se iluminează? Ok. Mai încercăm unul la întâmplare. Structurare, coerență și asimilare. A, devine clar că dacă faci ceva coerent și structurat, asimilezi bine. Dar asimilarea și coerența mă duc la structurare. Adică eu trebuie să le dau informația coerentă sau le arunc ca borcane în cămară? Vezi? Cât de ușor e să predai bine ca toți copiii să te înțeleagă și să nu mai aibă dificultăți de învățare de niciun fel. Cât e de dificil? Mulți oameni zic că nu mă pot duce ca profesor, că n-am experiență. Nu au lucrat niciodată copiii. Și care e problema? Respecti regula logicii pe trei valențe. Mai mult, jucăm un pic. Ok. Și eu nu am multe să vă predau. Pentru că o informație multă și fără valoare îți mănâncă timpul degeaba, o informație scurtă și profundă o înțelegi într-o clipă. Din cauza aceasta, astăzi, o să aștept întrebări și voi răspunde la întrebări de peste tot, când apar. Dacă nu sunt întrebări, înseamnă că rolul meu s-a terminat. Și că deja a început să producă procesul. Oamenii gândesc. Nu uităm aici. Deschidere, sinceritate și har.
N-am har. Păi, dacă vrei să ai har, trebuie să fii deschis și să fii sincer cu tine. Bun. Iar sincer, nu poți să fii sincer decât în condițiile în care ai har și te-ai deschis. Cât timp vrei să minți, dispare harul. Cât timp te blochezi și nu te deschizi în fața materiei sau în fața copilului, nu știi să predai. Dacă nu-l simți, nu-l trăiești, predai aiurea. E greu? Să vedeți care e avantajul nostru al României în clipa de față. Comparați ce v-am dat cu niște chestii. Hai să zicem, de pildă, International School of Bucharest. International School of Bucharest, pentru că noi trebuie să începem să învățăm. Bine. Ce spune aici? Inovare. Nu. Tânjesc la unul și îl fac pe hârtie. Inovare, știință, cum să gândești, și think tank-uri, adică dezbateri pe probleme. Inovarea și dezbaterile, la ce se duc? La un creier care învață? Noi facem dezbateri vreodată cu elevii? Păi, tu da. Dar majoritatea nu. La noi se predă, nu se dezbate. Loc. Plan de afaceri și extinderea spațiului. Păi fără loc și plan de afaceri nu poți extinde spațiul. Dar cum creezi locul? Păi printr-un plan de afaceri și un plan de extindere. Și atunci locul apare pentru că se oferă finanțare. Dar ca să obții banii pentru o finanțare, trebuie să pui planurile bine alcătuite. Noi câte fonduri europene am pierdut până în clipa de față? Nenumărate. De ce? N-am învățat să facem niște planuri coerente. De ce pe vremuri am putut face planuri coerente și acum? Pentru că e greu de zis, pentru că am trecut de la o epocă la altă epocă. Am trecut de la epoca industrială în care gândea unul și făcea planul pentru toți, fără să învețe pe ceilalți cum să gândească. Ok? La epoca în care oamenii neștiind să gândească, că n-au fost învățați înainte, au rebecăit. Exact. Bun. Întrebați-mă să vă la ce vă gândiți acum. Corelăm informația? Noi, la noi, România. Corelăm informația? Puțin. Foarte
foarte puțin. E greu să corelezi informația? Deloc. Deloc. Autolimitări. Da. Dezvoltate niște autolimitări. Da. Anumite perioade și atunci acolo apare. E greu să lucrezi cu părinții că sunt încăpățânați și nu știu. Dacă facem cu exercițiul ăsta o dată, de două ori, de trei ori, li se luminează mintea? Dar astea sunt niște șine pe care le lasă repede alea de acasă. Nu? Oamenii simpli se duceau în biserică. Și acolo au învățat despre Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Ce-a uitat să le spună, câteodată spunea, câteodată nu spunea, depinde de la preot la preot, e că Tatăl este de fapt sursa, dar el există numai când există voința Fiului și Sfântul Duh. Că imaginea asta nu există în sine. Universul inteligent și sensibil nu e un tată. Deci, vedeți, e greu să corelezi? Nu. Bun. E, atunci, ăsta e cadoul meu de Paște, care a trecut. Da? Lumină din lumină. Dați mai departe. Tuturor. Învățați să gândiți. Atât de gândi e grea, dar la pașii ăștia e simplă. Și ăștia sunt pașii în care n-ai nevoie de cultură, ai nevoie de bun simț. Atât de gândi e foarte complicată când te duci mult încolo. Bine? Hai să ne uităm. Orientarea către rău. Abandonează școala și învinovățește pe toți sau se simte el vinovat. Da? Deci copilul cum e? S-a simțit abandonat când era mic. Da? S-a învinovățit pe sine și pe ceilalți. Și atunci se orientează către rău. Poți să-l îndrepți? Du-te la sufletul lui și arată-i că nu este abandonat, că te-l iubești. Că nu e vina, a fost un context și el nu va mai fi îndreptat către rău. Putem lucra și cu elevii și cu părinții. Bun. Bun. Organizare liceu. N-am mai vrut. Da. N-am mai vrut. Aș fi vrut să vă arăt cum se poate face o organizare a unei școli. Exact pe aceleași principii. Da. Exact pe aceleași principii. Bun. Putem să plânsul. Putem.
De ce plânge copilul? Dar, ce provoacă plânsul? Indiferența celorlalți, ăsta e senzorul, și nevoia lui de a trage atenție asupra propriei ființe. Cum ne purtăm cu copilul nostru care plânge? În ce stă înțelepciunea? În trei valențe. Și vedeți bine că niciun vârf nu se întâmplă fără celelalte. A tras atenție dacă plânsul sparge indiferența celorlalți. Pe de altă parte, plânsul și atragerea atenției devin agasante și ceilalți devin indiferenți. Da? Da, a funcționat. Dar ei devin indiferenți. Și rămân cu indiferența. Dacă se repetă. Da. Dacă îi dai atenție, da, și nu ești indiferent, te interesezi de el, nu mai plânge. Văd că nu mai aveți cuvinte? Procesam. Ah. Hai să vedem cum arată într-un text cuvintele cheie. Da? Cum învățăm? Din mers, așa. Bă, care e sursa de aici? Că trebuie să învățați, să o găsiți. Deci, învățarea de-a lungul vieții, care continuă, apare în literatură, într-o varietate de arii, incluzând guvernul, academic și media. Conceptul și proviziile pentru lifelong learning, de natură complexă și multifacetată. Punct! Hai să citim totuși toată fraza. Argumentăm că dezvoltarea profesională este un aspect al învățării continue și că învățarea este o componentă semnificativă în contextul respectiv. Cel mai mare focus e dat de cercetările în pedagogie. Bun. Foarte interesant până acum, dar puteți să-mi spuneți ce ați citit, ce am citit? Profesorul este foarte important să ne deci asta e toată povestea? Da. Voi ce ați citit? Să rămâi curios. Uh-huh. Deci eu am făcut o sinteză. Care-i sursa? Lifelong learning este o sursă. Perfect. Și crederea face parte din învățare. Care este senzorul? Natura complexă și multifacetată. Este măsurabil. Da? Ca să depistăm asta, punem întrebare. Da, sigur. Care este decidentul? Decidentul înseamnă decizia pe care o iei. Da? Care este decidentul aici? Teaching is a significant component. Adică, hai să vedem. Dacă predarea nu este o componentă semnificativă și nu te duce la o gândire complexă și multifacetată,
nu ai învățat de lungul vremii. Că te blochezi. Bun? Când apare predarea ca o componentă semnificativă? Când înveți mereu și când vii cu natura multifacetată și complexă. Și ce mi-ați răspuns? Că profesorul e important, nu? Păi, pierdeți toate aspectele subtile. Mai există și un alt triunghi acolo? E de întrebat, e de înțeles. Vă dați seama de ce noi luăm cele mai proaste rezultate din Europa la testele internaționale? TIMSS, PIRLS și care mai era? Nu? Să luăm sursa, literatură. Care este senzul? Conceptul. Cât de bine este specificat conceptul? Conceptul este totdeauna măsurabil, evaluabil. Cât e de complex, cât e de bine făcut. Bun? Ah, și professional development este decidentul. Adică, fără un concept bun și fără dezvoltare profesională, nu te interesează literatura. Nu se dezvoltă. PISA. Noi la PISA suntem ultimii din Europa. Cât de simplu e să analizezi un text cu copiii când îi înveți să citești. De ce să faci cu ei gramatică când poți să îi înveți să gândească? Fără sens. Da, fără sens, că nu-ți dă nimic din modul de gândire. Eu am întrebat mulți copii și n-a știut niciunul să-mi răspundă ce înseamnă complement circumstanțial de loc. Tu știi, David, ce înseamnă complement circumstanțial de loc? De unde vine complement? E ceva care completează. Circumstanțial. În anumite circunstanțe care depinde de un loc. Sigur, în definiție. E greu să facem să facem revoluție în educație și să devenim peste noapte niște profesori remarcabili? E ușor. O, da. Chiar nu trebuie, nu e nicio problemă. Toate sunt la îndemână. Vreau întrebări. Online-ul. Vreau întrebări. În ultima vreme întâlnesc foști studenți, să zic așa, din România, plecați pe o perioadă mai mică sau mai mare la studii în străinătate și efectiv
îi regăsesc din nou în România. Și cu toate că ei apreciază viața din vest sau din țările dezvoltate, ceva îi atrage înapoi. Acel ceva nu își dau seama ei ce este. Este inexplicabil, nu? Da. Haideți să vedem, că e interesantă întrebarea. Care este sursa României? Triunghiul. Cum? Carpați. Nu, nu. Sursa României. Nu, nu. Idei? Niciunul? Da. Nu spuneți că e aurul. Rădăcinile. Vechi. Da. Rădăcinile. Da. Vechi. Foarte corect. Ce simt aceste rădăcini vechi? Apartenență la ce? La un spirit. Da. Apartenența. Da. Un spirit. Da. Ok. Care este decidentul? Întoarcerea către uman. Da, către spirit. Care e intuitivă, instinctuală sau nu? Da, pentru că organismul nostru e mai deștept decât creierul nostru, dacă nu-i învăța să gândească. Dar așa de simplu să-l înveți să gândească. Extraordinar. Apartenența către spirit. Și acum... Apartenența către spirit și întoarcerea către spirit te conduc la rădăcinile vechi. Rădăcinile vechi mor dacă nu mai au apartenență la un spirit și dacă nu se întoarce nimeni către spirit. Cât e de greu? De ce se întorc acasă? Inexplicabil. Pentru că așa simt. Îi atrage acest spirit. Îi cheamă. Îi da. Cheamă. Ca și cum pe vremuri îi chema cineva la luptă. Exact. De data asta îi cheamă la întărire. Întărirea rândurilor. Da. Frumos. E, cum e? Se leagă și se întâmplă. E sigur, normal. Normal că se leagă și se întâmplă. Sunt atât de multe grupuri care creează acest triunghi. Da, da. În România. E adevărat, e adevărat. E adevărat. Acum începem să înțelegem viața. Ce nu înțelegem? Mai dați-mi o temă. Imaginarul colectiv este o frână sau un stimulent în gândirea liberă, complexă și dinamică? Este similar cu harta mentală? Imediat să salvez documentul. De acum știm cine e una, cine e alta. Emigrare. Întoarcere. Acasă. Repet întrebare.
Imaginarul colectiv este o frână sau un stimulent în gândirea liberă, complexă și dinamică? Este similar cu harta mentală? Ne uităm acum. Bun. Deci care sunt? Care e sursa? Harta mentală. D'acord? Harta mentală. Bun. Care este senzorul? Imaginația colectivă. Imaginarul colectiv. Și care este decidentul? Încă o dată întrebarea? Imaginarul colectiv este o frână sau un stimulent în frână gândirea sau liberă, stimulent? Complexă și dinamică? Frână sau stimulent? Cum vă spuneam? Cum vă spuneam, noi gândim așa, dar nu știam că gândim așa și nu analizăm. Harta mentală se formează cu ajutorul imaginarului colectiv pe care îl stimulezi sau îl frânezi. Deci noi când mergem cu copiii și le cerem să ne spună ce și-au imaginat ei, harta lor mentală se îmbogățește dacă îi stimulezi, se împuținează dacă îi frânezi. Da? Predarea interdisciplinară în arcă ar permite abordarea interdisciplinară a unor concepte ca ființa, lumina, binele, frumosul, din perspectivă filozofico-literară și științifico-matematică, fizică și chimică? Va permite și abordarea teologică, cred. Ok. Am terminat cu asta. Mergem la următorul triunghi. Dar ca să nu mai mă chinui cu alt triunghi, șterg cuvintele. Bine, și acum o luăm de la capăt ca să putem completa. Așa, mai citești o dată, te rog. Predarea interdisciplinară în arcă ar permite abordarea interdisciplinară a unor concepte ca ființă, lumină, bine, frumos, din perspectivă filozofico-literară și științifico-matematică, fizică și chimică? Acolo e o frază, nu e o propoziție și trebuie să depistăm întâi care este sursa. Deci, suntem atenți la sursă, la senzor și la decident. Luăm de la capăt. Predarea interdisciplinară ar permite... Stop, ăsta e decident.